Bună ziua, la vama vremii, azi, pentru dumneavoastră, lângă mine se află domnul academician Gheorghe Păun. Bine ați venit la noi în acest bună ziua, studio bună, de la Mioveni. Bună după amiază. De la Curtea Dacia și ați venit special să... Da și nu, pentru că am mai avut niște treburi prin Pitești. Le-am pus în agenda pentru aceeași zi. Dar să spunem că am venit special pentru emisiunea noastră. No, nu ziua, asta. Ziua de marți, emisiunea a fixat-o. Nu asta. Celelalte puteau fi... Nu asta am vrut să subliniez, ci să mă duc imediat spre Curtea Dargeș, pentru că dumneavoastră, dita mai academicianu, iertați-mi expresia așa mai gazetărească, locuiți în Curtea Dargeș, sunteți originari din Argeș și tot la Curtea de Argeș și acolo editați revista Curtea de la Argeș. De la Argeș. Vom intra foarte repede în subiect pe Curtea de la Argeș, o revistă fondată de dumneavoastră, construită, gândită și lucrată lună de luni. În toamna lui 2010 a pornit această aventură. Da, sunt implicat de la prima până la ultima pagină, de la funcția de redactor șef până la cea de dactilografă, dacă vreți. Deși aici e un alint. Nu am nevoie să dactilografiez pentru că am programe de citit imagini și transformat în texte. Dacă îmi trimiteți un text care e deja tipărit, pot să-l transform în fișier Word fără să-l retipăresc. Da, domnule academician, dumneavoastră sunteți înainte de toate matematician, da? Și performanțele de nivel academic în acest domeniu Sunt educat ca matematician, am făcut facultatea de matematică, dar lucrez în informatică teoretică. Tocmai îmi făceam un soi de bilanț zilele acestea, pentru că se împlinesc 40 de ani de la terminarea facultății, chiar am avut o revedere săptămâna trecută, și îmi dau seama că am avut două perioade lungi, 20 de ani în care am făcut mai multe capitole de informatică teoretică și 20 de ani de calcul biologic. E vorba de acel celebru deci sistem de calcul P. Calcul cu ADN și calcul cu celule. Sau calculabilitate pe bază de ADN, calculabilitate pe bază de celule. Deci nu calcule, nu calculatoare. Sunt foarte precaut în detaliile acestea, pentru a nu se înțelege că avem deja molecule care, celule care calculează pentru noi sau molecule de ADN care... Nu mi-am propus, nici n-aș reuși, nu sunt pregătit să insistăm pe acest subiect, dar totuși trebuie să reamintim celor care ne urmăresc că, cu ce fel de academician stăm de vorbă. Dumneavoastră sunteți totuși autorul acestei formule celebre, mă rog să mă exprim așa simplist, de calcul după model celular sau cum explicați dumneavoastră. Căutând în celulă modele de calcul pe care apoi să le teoretizăm matematic. Nu, acum n-aș vrea să insist foarte mult pe dite mai academician. Mi-am făcut datoria așa cum ar trebui să o fac orice muritor. Am, cum să spun, nu-i zic teorie, am această zisă că ar fi nemaipomenit de bine dacă am începe să facem fiecare mai mult decât scrie în fișa postului. Întâmplător, sau, mă rog, privind, repet, la ultimii 40 de ani, am făcut ceva mai mult decât scrie în fișa postului. Revista nu era în fișa postului. Introducerea Go-ului în România nu era în fișa postului. Dar asta n-ar trebui să fie ieșit din comun, ar trebui să fie pe cazul mediu. Autor... Deci nu... Autor de cărți de proză scurtă, lungă, de poezie, nu era nici asta scris. Nici asta nu era în fișa postului, dar era în fișa persoanei, personalității, omului care se naște cu multe dorințe, putințe, etc. Și apoi trebuie să facă performanță într-o singură direcție și vrând nevrând și le, cum să spun, suprimă pe celelalte. Am avut noroc că am putut să încerc să mă exprim în mai multe direcții, ca să vorbesc pretențios. Iar eu, jurnalicește, vorbind nu pretențios, mă văd obligat să atrag atenția asupra faptului că, bun, modest, modest, popular, popular, sociabil, sociabil, dar totuși e vorba de un academician, membru plin al Academiei Române și nu numai al Academiei Române,
Sunteți onorat cu foarte multe titluri științifice la nivel internațional, unul dintre cei mai titrați, ca să zic așa, oameni de știință din lume la ora actuală în domeniul dumneavoastră. Cu vârsta titlurile se adună, nu știu, se cheamă unul pe celălalt. Iarăși nu vreau să mai spuneți dită mai titlurile. Dar sunt singurul, asta e matematică deja, sunt singurul academician român cu buletin de Argeș. Ceea ce face, nu? Mai sunt locuri libere la Academie, la ora actuală? Mai sunt destul de multe locuri libere în Academie. Maxim, prin 181 prin lege, cel mult jumătate titulari, iar la ora asta, din câte știu, suntem sub 160. Vreo 78 erau de titulari și vreo 70. Au fost o dată completate nu în cred. Totalitate, nu cele cred. 180 de locuri? Nu știu. Trebuie să fi fost vreodată de-a lungul istoriei. Istoria e lungă, 150 de ani aproape. Dar la Revoluție era sub jumătate și tot timpul sunt locuri libere din motive biologice, pentru că după ce pleacă un academician durează o vreme până se completează locul. Este o procedură destul de delungată, destul de atentă. Da. Bun, domnule academician, hai să revenim și să vă lasă detailații pe Curtea de la Argeș, acest proiect cultural. E vorba de o revistă de cultură după o rețetă proprie, va aparține chiar la una dintre prezentările de excepție de la UNESCO de acum câteva săptămâni bune, poate două luni, mai mult nu sunt. Spre două luni. Așa, academicianul Marcus Solomon expunea, sublinia, preciza mulțimii prezente acolo, oameni de cultură, de soi din România, că e vorba de un proiect absolut original care va aparține și puțin probabil înțeleg acum ceea ce va rămâne și va face istorie peste ani de zile, peste vreme, acest proiect Curtea de la Argeș. E o revistă culturală, în primul rând. Culturală scrie pe frontispiciu, culturală dorește să fie, pentru că în România sunt multe reviste, foarte bune. Multe care sunt reviste de cultură, explicit, lasă că unele sunt de cultură și artă, nu știu cine a comis pleonasmul acela, dar conținutul e mai mult literatură. E, aici nu se publică literatură inedită, sunt doar două pagini dedicate cronicii literare, pentru că în cultură intră multe altele. Istorie, filozofie, politica culturii. Nu facem politică niciodată. Escu nu există, e axioma revistei. Nu facem politică de partid sau de persoană. Pro sau contra, nu are importanță. Nu interesează polemicile, de pildă. Polemicile, repet, subliniez, la persoană, nu de idei. Dar veți găsi multe titluri și foarte variate. Domnule academician, în Curtea de la Argeș găsim semnături de oameni celebri, oameni de știință, academicienii, nu numai din România, ci din lumea întreagă. Cum reușiți să-i determinați, să intrați în legătură cu ei, să scrie lună de lună aici, în această revistă, sigur, națională, Curtea de la Argeș, care apare și cu tricolorul, are curajul de a fi pus tricolorul pe frontispiciu. De la început am avut câteva idei, nu știu dacă sunt curajoase, dar cel puțin neobișnuite, am pus tricolorul. Eu am zis curajos, da. Am pus tricolorul și acolo va rămâne. O biserică pe prima pagină și pentru că sunt imagini foarte frumoase, întâmplător luna aceasta e tocmai catedrala din Mioveni. Da, e numărul pe luna iulie. Poate fi văzut pe prima pagină, numărul din iulie. Întâmplător sunteți prezent aici la Mioveni și apare catedrala din Mioveni. Cu tot întâmplător. Până acum, cred că cu o excepție sau două, toate bisericile de pe prima pagină au fost din județul Argeș. Încă n-a fost nevoie să ieșim. Hai să ne oprim aici la biserici. De ce o biserică pe prima pagină? Mereu? Deci e o biserică ortodoxă sau nu e vorba doar de biserici ortodoxe? Cred că până acum au fost numai ortodoxe, biserici în general. De ce? Întreb. Din multe motive. Pentru că redactorul șef, secretar de redacție, dactilografie, este ortodox. Pentru că ortodoxia înseamnă ceva pentru
România, pentru poporul român, pentru că imaginile sunt pur și simplu frumoase. Fac frumos pe prima pagină. Pentru că revista are o tentă tradițională. E de expirată, ca să folosesc un termen care circula prin presa românească acum câțiva ani, cu ghilimele, evident. Tricolor, de biserică, redactorul șef nu scrie decât editorialul, niciodată altceva. Niciodată nu se va scrie în revistă despre redactorul șef, nici de bine, nici de rău. Pentru că mai în glumă, mai în serios, colaboratorilor le spun că la revistă se face cenzură. Cenzura limbii române, apropo, e limba română normată de Academie, fără improvizație, î din A, î din I, î din U, î din... Spune norma într-un fel, să respectăm și noi măcar norma lingvistică. Sunt un număr de reguli de genul acesta care, cum spuneați, o fac, nu neapărat unic, o fac deosebită, cred, de alte reviste. Acum, colaboratorii sunt nume din multe locuri din lume, unele chiar nume mari. Nu pot să nu-l... Vă rog să citați. E revista pe numărul iunie și întâmplător, iată, l-am pe academicianul Solon Marcus, invocat mai devreme. Nu scrie chiar număr de număr. Apropo, asta iarăși probabil o caracteristică și nu pentru că am dorit așa, ci pentru că fluxul de text e mare și atunci nu pot să public număr de număr. Aproape niciun autor nu este publicat număr de număr. Cu două excepții, Horia Bădescu, de pildă, care are o tabletă pe pagina a treia și care face cumva parte din formatul revistei. Mircea Opriță la finalul revistei cu orizontul science fiction. Dar Johann Galtung, de pildă. Johann Galtung e o figură formidabilă. Nu știu dacă are 80 de ani sau câți acum, s-a mai retras puțin undeva la marginea Franței dinspre Elveția. L-am cunoscut, a fost în România în anii 80. E un tip absolut fenomenal. Unul dintre puținii oameni pe care am cunoscut și cu care este asociat un ism, galtungism. A scris atât de mult, de bine și de implicat în sociologie, politologie, geopolitică, lucruri de genul acesta. Un savant. Un savant, dar care a avut implicație, care a lucrat pentru ONU, pentru UNESCO, pentru multe guverne europene, pentru Norvegia lui, inclusiv cu decidenți din politica românească a avut de-a face. Asta în anii 80. Povestește-l undeva într-un articol care va apărea în revistă, cred că în luna august, luna următoare. Îl mai avem în luna iunie pe Omer Ececioglu. E un matematician pur, informatician, a lucrat și în zona membranelor ADN-ului, e turc de origine, lucrează la Santa Barbara în Statele Unite. Sunt prieteni, cei de peste hotare care apar în revistă, sunt colaboratori, prieteni cunoscuți. Cu Ececioglu ne-am întâlnit prin internet o vreme, repet, a lucrat în domenii care îmi sunt dragi. Ne-am întâlnit apoi în Istanbul la o conferință și am aflat atunci că e extrem de bine informat, implicat în ale culturii turcești, dar nu numai, pentru că aici în revistă scrie despre un catalog turcesc al muzicii balcanice cu vreo 80 de pagini dedicate muzicii din România de la începutul secolului 20. Iar aici despre asta scrie, despre acel catalog. Domnule academician, vă pun o întrebare oarecum banală. Știți, sunt întrebați oamenii care reușesc peste medie de ce stau încă în țară, dacă au avut oferte să plece în străinătate și de ce le-au refuzat. Cum comentați pe tema asta? Dumneavoastră care editați această revistă, îi mai zic o dată numele, o mai arăt o dată, Curtea de la Argeș, cu tricolor pe frontispiciu, da? Cu biserici ortodoxe, poze pe prima pagină, număr de număr publicate, cu sediul la Curtea de la Argeș. La Curtea de Argeș, revista e de la... Curtea de la Argeș. Mi s-a spus, da? a zis sediul la Curtea de la Argeș. Am zis sediul... Poate se va numi cândva orașul după revistă, deocamdată. Deocamdată e invers. Da. Bun, deci, cum e? Cum dă locuiți în Argeș? Cum dă lucrați în Argeș? Și ce se întâmplă? De ce nu sunteți în altă parte? Dom'le, lucrurile sunt destul de simple. Niciodată nu m-am gândit să plec definitiv în altă parte, deși jumătate din ultimele două decenii le-am petrecut în altă parte, de la un capăt la celălalt al lumii.
Finlanda, ani buni, Spania, ani buni, vizite scurte din Noua Zeelandă până în Canada. Nu uitați că eu sunt din Cicănești, județul Argeș. Deja cei 20 de ani, 30, petrecuți în București au fost oarecum în altă parte. Când plecam din București cu mașina aproape în fiecare sâmbătă, pentru că de acolo luam brânză și duceam pâine în vremurile normale dinainte, ziceam că mergem acasă. Acasă era tot la Cicănești, nu în București. Probabil că sunt, cum să spun, un țăran perpetu care a vrut să revină aproape de casă și a revenit la curtea de Argeș. Bine, lumea e frumoasă, dar în lume se vorbește în alte limbi, se gândește în alte limbi, se râde altfel, se plânge altfel. Da, nu s-a pus niciodată problema. Sigur că am avut cumva sugestii, n-ai vrea să, și am trecut peste ele fără niciun fel. Apropo de limba în care noi, cum ce frumos spuneți, îmi place că și eu gândesc la fel, gândim, plângem, ne rugăm, facem declarații de dragoste și așa mai departe. Dumneavoastră, pe pagina a doua, aveți o rubrică permanentă, toate vechi și nouă, toate. În fiecare lună, dumneavoastră prezentați din publicistica lui Eminescu și nu numai, sunteți cu Eminescu prezent în curtea de la Argeș, lună de lună. E o rubrică de tip dedicată domnului Eminescu, domnul Eminescu scrisa. Bine, orice om ar trebui să citească publicistica lui Eminescu. Bun, sunt volume groase, mii de pagini. Nu știu dacă orice om are timpul ăsta, dar măcar selecția de aici ar trebui să o citească, pentru că se poate discuta mult despre Eminescu. Sunt articole parcă scrise azi de dimineață cu gândul la noi, pentru ce se întâmplă acum la noi, extrem de documentate, de elegante, de deștepte, ca să spun așa. Un analist politic lucid, inteligent, genial. Și foarte informat, nu numai ce se întâmplă în jurul lui, cu lecturi, cu teorie, știind foarte multe, cu o bibliotecă citită în spate, încă o dată. Nu știu când a avut timp să-și noteze atâtea. Pentru că sunt extrem de multe detalii din cărți. Au trecut 150 de ani, domnule academician, și eu am observat cu oarește dezamăgire că există încă absolvenți de filologie, profesori, oameni care trăiesc în tărâmul filologiei și atunci când i-am întrebat, de exemplu, de fragmentarul, mi-au tresărit nu știu ce e aia, de publicistică la fel și de multe alte lucrări de poezie de ale lui Eminescu, inclusiv despre scrisori, când am ridicat așa problema, ca să mă exprim, am constatat că nu sunt încă oamenii în temă. De bine de rău, poezie se mai face în școală, dar publicistica e o comară încă o dată. Dar nu se face pândelete, nu se predă poezia pândelete al lui Eminescu, din păcate. Ei, nu știu dacă ar fi timp, ar trebui o oră, cum să spun, o materie de studiu numai eminescologia. A nu se uita că foarte puțin nume proprii românești au produs știință. Brâncușologie, eminescologie și nu mai știu câte altele. S-a și zis că ar trebui să existe un institut de eminescologie, nu știu cine să lucreze acolo, că eminescologii adevărați sunt foarte puțini totuși. El chiar într-una dintre scrisori mi-aduc aminte că aduce niște critici foarte acide la adresa învățământului din acea perioadă, care nu s-a schimbat cu mult. Politice, exact, exact. Programele de învățământ și profesorii din vremea respectivă, care la fel... Politici în România, politici regionale, relațiilor cu Rusia, cu Austria, cu Turcia, extrem de multe lucruri. Și apropo de știința... Articule economice... Da, iertați-mă, apropo de știința Eminescu, știți că încă mai sunt analiști, cum să le spunem, care comentează, o fi avut facultatea încheiată, n-a avut-o, a avut doctoratul, nu l-a avut încheiat și în timp în care N cetățeni și-au dat doctoratul în Eminescu și studiază în continuare Eminescu. N-a avut nici facultate și nici doctorate, dar a avut caiete întregi cu notițe. De la 16 ani umbla prin Transilvania și își nota cuvinte, eu sunt poet, mă pregătesc. Lucruri de genul acesta.
A notat enorm și a avut o intuiție... Toate s-au adunat în fragmentariu. Și o, exact, și o intuiție ieșită din comun. Simțea mersul multor ramuri de știință. O să vedeți pasaje de darwinism, evoluționism, lucruri de genul acesta, foarte... De psihologie, de lingvistică, foarte multe. În lingvistică sunt multe articole care... Da, de unde am venit brusc la Eminescu și ne-am oprit aici, abia la pagina 2, rubrica permanentă cu Eminescu, de la ideea de a trăi în România, aici unde vorbim limba românească, în care ne exprimăm, gândim, creiem și așa mai departe. E până la urmă programul nostru genetic de comunicare, limbajul de bază. Asta este limba. De-aia trebuie să ținem atât de mult la limba română, nu? Și la România. Suntem oameni pentru că avem competență lingvistică, e una dintre principalele deosebiri între oameni și animale, dar, deci limba, competența lingvistică, dar apoi limba maternă, evident că ne influențează în plus, ca români, ca altceva. Vreau să revin la lista de dacă fraza e mai lungă, ne oprim, trebuie să luăm publicitate, dacă nu continuați. Nu e lungă deloc, pentru că fac doar o listă. Da. Din Spania, Juan Lucario, aha, de pildă. Mai citați nume care scriu revista Curtea de Largi. Pe care nu-l cunosc, dar pe care un prieten din Spania l-a recomandat, căruia un prieten din Spania a recomandat revista și el a scris la revistă. Cătălin Mamali, psihosociolog român din Statele Unite, Cristian Bădiliță, Alexandru Mironov, aici sunt români. Din nou, Johann Galtung. În pauza de publicitate, dacă n-aveți răbdare să urmăriți toate spoturile publicitare, puteți căuta Curtea de la Argeș.ro, www, bineînțeles, Curtea de la Argeș.ro și dați de varianta electronică cu întreaga arhivă de la primul număr până la numărul... O să vă repet treaba până asta, la numărul 44. Acolo puteți găsi Curtea de la Argeș cu toate minunile cuprinse aici sub bagheta academicianului Gheorghe Păun. Luăm publicitate. Vă salut din nou de aici din Vama Vremii, unde domnul academician Gheorghe Păun este prezent în a doua parte a acestei ediții. Vorbim despre Curtea de la Argeș, această revistă națională cu tricolor și o biserică pe fiecare pagina întâi din fiecare număr lunar. Domnul academician tocmai citea înainte de publicitate niște nume de autori, academicieni, savanți, mă rog, de pe... meleaguri străine, nu numai din România, de temir de unde, prieteni, amici, colaboratori, de-i domnule academician Păun. Domnule academician Gheorghe Păun, vă rog să continuați și să ne spuneți cine și de ce mai scrie în Curtea de la Argeș. Ne-am oprit la rubrica prima Eminescu, dar aveți mai multe rubrici permanente. Aș vrea să ne atrageți atenția asupra celor mai dragi, chiar dumneavoastră. 24 de pagini, nu chiar atât de multe rubrici, totuși. Greu de spus care mi-e mai dragă. Aș sări direct la Lacrima Anei, ca să am motiv să spun că e o rubrică dragă. Există o rubrică micuță unde visez să adun un fel de antologie de poeme dedicate Anei lui Manole. Nu găsesc acum. Bun, Ana lui Manole, din nou Curtea de Argeș, meșterul Manole și dumneavoastră căutați revista în fiecare număr și reușiți să publicați o poezie, până o trimitere la Ana. Păi... Nu direct la Manole. Ideea fiind că săraca Ana sprijină zidul pe umeri și până acum Gloria a primit-o Manole. Și atunci m-am gândit la o compensație, la a aduna o antologie de poeme dedicate... Dezvoltați puțin, dezvoltați revista însă și acest subiect, Ana. Revista însă și pusă cumva sub semnul fântânii. Observați că pe fiecare pagină, inclusiv pe prima, e un mic timbru, o vinietă aici cu o poză veche a fântânii meșterului Manole. Sapă, sapă până dai de stele în apă, altruism, dărnicie... răspântie, etc.
sugestii care țin cumva de conținutul revistei. N-aș elabora mult pe ideea de an. Se știu atât de multe lucruri despre sacrificiu, despre Manole s-a zidit pe el sau a zidit-o pe Ana și a zidit propria dragoste. De asta n-a mai putut zidi o a doua mănăstire, pentru că nu mai avea o a doua Ană, o a doua dragoste la fel de mare, etc., etc. Locul era bântuit, trebuia sfințit printr-un sacrificiu. Sunt cărți întregi despre Ana lui Manole, despre mitul sacrificiului. Horia Bădescu, cel care semnează, apropo, e născut în Aref, Argeș, trăiește la Cluj după ani buni în Franța, are o carte foarte interesantă dedicată baladei meșterului Manole, analizând pe îndelete o altă versiune decât cea Alexandrii. Versiunea Teodorescu e mai lungă, mai puțin șlefuită, dar are câteva cum să spun, accente care o fac mai interesantă cumva decât versiunea șlefuită, poate prea mult de... De pildă, are un refren, acea variantă de gen următor, var și cărămidă, că-i pustie multă și lucrare lungă. E pustie multă în locul acela și lucrare lungă. Și se repetă de multe ori refrenul. E una dintre cărțile mai recente despre Alexandru Cioranescu, celebrul român mutat în Canare și care a fost prezentat de multe ori în revistă. Are câteva articole foarte interesante despre meșterul Manole. Prilej să amintesc că în Spania, în Tarragona, există o româncă, profesor la universitatea de acolo, cumva interfața mea cu interfața revistei, cu diaspora veche românească din Spania, Lilica Voicu Brei. A început acum un serial despre Alexandru Busuioceanu, după ce a avut mai multe articole în revistă despre Cioranescu. Alexandru Cioranescu, pentru că a fost o dinastie întreagă de cioranești. Deci la modul acesta, din prieten în prieten, a crescut revista de-a lungul și de-a latul Gabriela Europei și de-a lungul și de-a latul planetei. Gabriela Căluțiu Zonenberg trăiește undeva în sudul, pe lângă Alicante. O ardeleancă, doctorat în economie, a scris romane, o persoană foarte interesantă, căsătorită Zonenberg și s-a mutat în Spania. În numărul din iunie scrie despre Jamón Serrano, celebru Jamón spaniol, celebra șuncă. Ea a mai scris cărți despre Spania, foarte documentate, foarte, cum să spun, cu multe trimiteri culturale și colaborează aproape număr de număr la revistă. Bun. Am plecat de la Ana și am ajuns la Spania de Sud. De la Ana, bine, acolo mă gândeam să mai zgândăr un pic vis-a-vis de baladă. Se pot face și s-au făcut și se mai fac speculații pe marginea acestei balade cu privire la profilul psihologic al românului. E de discutat, ne complicăm. Una peste alta, dumneavoastră v-ați oprit, se pare, la lirism. Dar nu numai atunci când ați și creat această rubrică Lacrimile Anei. Aici, mă rog, cred că mai degrabă e înțelept să citim cu tihnă, să ne gândim la Ana și cam atât. Ideea fiind că prin fântână curg Lacrimile Anei, nu e o fântână obișnuită. E o fântână care amintește... Nu, și nu e o baladă românească, mitul sacrificiului Manole, etc., circulă prin toți Balcanii, până și în India se găsesc variante, dar balada românească se spune că e cea mai reușită, se completează cu finalul acela Icar, e mai bine realizat artistic, e baladă în versuri, nu e un mit oarecare. Este un roman foarte interesant al lui Florin Horvat, care e la fel un colaborator din Zalău al revistei, un roman dedicat mitului.
apropo da. De psihologia mă rog, e de discutat asta, presupune mult mai multe emisiuni, cărți deja s-au scris și o să se mai scrie. Și o pregătire potrivită, sigur. Pentru că sunt lucruri deja da. Tehnice de la un moment încolo. Exact. Să ne oprim și la ultima pagină, domnule academician Gheorghe Păun, pentru că dumneavoastră văd că în ultimele numere, în ultimele numere ne învățați cu a dat de un pictor și lucrări de ale sale, cel puțin o pagină în fiecare revistă. O pagină sunt de prezent. Pictorii argeșeni cu prioritate, dar nu numai. Nu numai. Sunt pictori pur și simplu în iulie, cineva din Târgoviște. Avem aici și Corneliu Drăgan din Târgoviște, care a avut o expoziție și la Pitești, a avut o expoziție la Curtea de Argeș, din Târgoviște. Da. Un acuarelist formidabil, de o factură total diferită, membru al unor asociații foarte selective de pictori acuareliști din China, din Anglia. În numărul anterior, Gavril Mocenco a prezentat cu un CV și o prezentare făcută de Denisa Popescu de la Biblioteca Județeană. Nu, ideea este de a ilustra. Aici avem am descoperit în mai. Este Jean Duță, care e pictor argeșan, locuiește în Curtea de Argeș și a trăit multă vreme la Tulcea, dar s-a... Nu, în principiu, fiecare număr este ilustrat, nu chiar pe fiecare pagină, cu imagini ale lucrărilor unui artist plastic. Ele se găsesc color pe internet, la adresa pe care ați menționat-o mai devreme, în revistă numai... Curtea de la Argeș.ro, al negru în revistă, color numai pe ultima pagină. Deci toată revista conține tablouri de Mocenco în luna iunie. Bun, domnule academician, vorbim de Curtea de Argeș, oraș regal. Dumneavoastră aveți un editorial, așa cum obișnuiți în fiecare număr, pe prima pagină semnați un editorial și unul dintre editoriale se numește chiar Curtea de Argeș, oraș regal. Regal. Cu un proiect susținut chiar de revista Curtea de la Argeș, nu? A fost un demers început de primărie, revistă, domnul Miuțescu, o adresă către Casa Regală pentru a numi orașul Curtea de Argeș oraș regal. Casa Regală a răspuns pozitiv, drept care din luna mai, când s-a făcut public răspunsul Casei Regale, suntem oraș regal cu acte în regulă, ca să spun așa. Sunt așteptate niște urmări și mai practice, niște plăci comemorative pe gara regală din Curtea de Argeș, acea gară fabuloasă, care a rămas cam fără trenuri. Sunt 2-3 pe zi. Gară fără tren, titlul de roman suprarealist. Nu e singura. Suprarealist, da. Iar orașul este regal în multe aspecte, de la bulevardul tăiat pe vremea lui Carol I, la necropola din catedrală, la necropola care se construiește alături, hotelul regal și câte altele. Există Palatul. Palatul regal din spatele... Palatul Arhiepiscopal? Care a fost palat regal, care are încă apartamentul Reginei Maria acolo. Conservat, cum se cuvine de înalpreas Ducainic, exact. Care am văzut că exact. Are tot respectul. Au fost mai multe străzi care se numeau Regina Elisabeta sau cum se... Dar, din păcate, și-au pierdut numele. Liceul se numea Prințul Nicolae, pe Aremise, și nu se mai numește. Nu zic că Vlaicu Vodă nu e un nume potrivit, dar vreau să spun că orașul a avut și mai multe semne regale. Să sperăm că va realiza orașul însuși, cetățenii, primăria, administrația, că este un loc regal, care presupune un plus de grijă, de ștaif, ca să spun așa. Nu critic, dar, cum să spun, nu, sugerez că mai e nevoie de câte ceva prin oraș pentru a deveni regal în toată plinătatea cuvântului. Bun, el este un oraș voievodal înainte de asta, dar voievodale sunt și Câmpul Lung, Târgoviște, doar Curtea de Argeș. Da, este curte și regală. De remarcat că dumneavoastră organizați periodic întâlniri de nivel nu numai național, ci de nivel internațional la Curtea de Argeș, în domenii academice, în domenii literare și așa mai departe. Orașul Curtea de Argeș fiind nu odată gazda unor conferințe
de interes maxim academic. Mulțumesc mult de sugestie. Da, am organizat la Curtea de Argeș primele 3 conferințe de calcul cu membrane, conferința numărul 10 și abia aștept să mai treacă 4 ani să organizez și pe cea cu numărul 20. Dar dincolo de asta am organizat la Curtea de Argeș de 2 ori până acum și vor mai fi întâlniri de genul acesta în cadrul podului de reviste. E o acțiune, o inițiativă a revistei la care țin foarte mult. În noiembrie 2011 am lansat revista la Chișinău și cu ocazia aceea a apărut ideea podului de reviste, un pod, să sperăm, mai trainic decât acela de flori, cu Chișinăul, iar în mai anul acesta la întâlnire a participat și Voievodina, revistele Lumina și Libertatea din Pancevo, Serbia. E deja un pod cu 3 picioare, Chișinău, Curtea de Argeș, Voievodina, cu piciorul din centru la Curtea de Argeș. Da, o frăție de reviste de limba română care sunt editate în diferite colțuri ale lumii unde viețuiesc, trăiesc în limba română români. Români. Și o inițiativă la care s-au alăturat și alte reviste din România, Gând Românesc de la Alba Iulia, nu de oriunde, din Belgrad, și București Literar și Artistic, Florentin Popescu, redactor șef din București. Și nu uitați să precizați cum s-a întâmplat să apară această sintagmă, cum chiar dumneavoastră ați atras atenția la un moment dat, podul de flori, sugerată de academicianul Nicolae Dabija, redactorul șef al revistei Literatura și Arta, celebra revistă. Tot un academician, tot un român din... Academician, din... membru corespondent la Chișinău și membru de onoare al Academiei Române. Și un bun amic, a fost de mai multe la Curtea de Argeș. Sper să vină și pe 8, a promis, mai că la Chișinău lucrurile sunt mai fluide, după cum știm, să vină și pe 8 august la ziua revistei. Pe 8 august, prima zi din zilele municipiului Curtea de Argeș, organizez ziua revistei. Ca și anul trecut, sper să vină, deja s-au anunțat câteva zeci bune de oameni de cultură din România, mai ales colaboratori ai revistei. Da, mă gândeam, dumneavoastră, care călătoriți nu pentru a voiaja, pur și simplu, călătoriți invitat la diferite întâlniri academice, conferințe, mă rog, sesiuni științifice, pe teme specifice creației dumneavoastră, până la urmă. Meseriei, da, fișei postului. Și pe marginea acestui subiect, sisteme de calcul P, care vă aparțin la nivel mondial. Sunteți un fel, ca să spun așa, de Simona Halep al tenisului în științele matematice. Un român care, pe unde călătorește, atrage atenția asupra acestui tricolor, de care multora dintre noi a început să ne fie, poate chiar jenă. E foarte interesant, vreau să subliniez acest lucru și nu numai că dumneavoastră sunteți acest ambasador extraordinar pentru tinderi, nu vă ajunge, apropo de fișa postului pe care vă depășiți, iată, organizați și aceste acțiuni aici, de la Curtea de Argeș pentru Curtea cea Mare a Românilor. În condiții în care alții, nu știu cum să mai facă să ne calce în picioare sufletele și să... E o frază mai lungă, dar mi-am vărsat și eu focul pe cei care nu se aliniază nici cum și nu pricep și poate niciodată nu vor pricepe ce face un Gheorghe. E foarte mult de discutat aici. Probabil că unii fac asta din prostie, unii se alintă, alții sunt, unii sunt inocenți, alții nu sunt inocenți. E mult de discutat. Ideea cumva a fost, haide să începem să facem ceva. Am și spus-o într-un editorial. Avem prea mulți diagnosticieni, prea puțini terapeuți. Haide să începem să facem. Că de spus că asta e rău, că asta nu merge, că s-a spus de atâtea ori, de ce România altfel știm, haide să ținem asta în minte, dar să nu mai repetăm, să ne apucăm să fim altfel în sens bun. Tricolorul al nostru, nu trebuie să facem caz de el, dar nici să, cum spuneți, să uităm că al nostru sau să ne dezicem de faptul că suntem români, lucru atât de firesc.
Ce frumos, tricolorul, această veche cetate, caracterul Curtea de Argeș. Ușor arhaizat bisericesc al numelui revistei, Curtea de la Argeș. Biserica, limba română, repet, cea standard. Și cu Eminescu? Cu Eminescu pe contrapagină, sprijinind tricolorul din spatele paginii. Noi, la un moment dat, am observat că există foarte multe statui ale lui Eminescu în jurul graniței României, fie în interior, fie în afară. Debrețin, Chișinău, Uzdin, nu mai știu unde. Eminescu ne apără granița. Cred că dacă am pune... Și nimeni n-a gândit asta. S-a nimerit așa cum trebuie. Eminescu, ne trăim în patria Eminescu. Devin patetic, dar nu e... Eu am îndrăznit chiar să afirm că Eminescu e un trimis al lui Dumnezeu, este un... Mă rog, nu vreau să fiu interpretat greșit, e un Iisus Hristos al românilor, pentru că până la urmă el a plecat jerfindu-se dintre noi și a lăsat probă că tot ce a făcut numai și numai pentru noi, pentru românii de pretutindeni. Da, în luna iulie, Teodor Codreanu are un articol foarte frumos, Acon, liniuță, viețui cu Eminescu. Și o frază de acolo spune că cei care se dezic de Eminescu nu pot să o facă altfel decât referindu-se la Eminescu. Îi invită cumva să încerce să, dacă se poate altfel. Nu se poate. Și să ne dezicem de el trebuie să fim în preajma lui. Așa cum Eminescu contează, indiferent ce poziție avem noi, inocenți sau mai puțin inocenți. Nu putem fi români fără Eminescu. Sau mai puțin inocenți. Da. Și probabil că este singura publicație de cultură o rubrică românească, că m-ați provocat. O rubrică permanentă. Și care va mai dura încă vreo 2 ani, mi-am făcut eu socotările răsfoind publicistica, cel puțin 2 ani. Numai pe publicistică? Numai pe publicistică. Încă mai am vreo 2 ani de Eminescu. Rubrici de genul Urmuz, 100 câți ani s-au întâlnit anul trecut, sau Brâncoveanu 300. 300 de ani de la martiriul Sfântului Brâncoveanu. O rubrică lunară, din ianuarie până acum a mers și va mai merge încă 2 luni, am materiale cu acest subiect. O altă rubrică la care țin, știința parte a culturii. Nu că vin dinspre matematică, dinspre știință, dar prea multă lume uită lucrul ăsta sau nu numai că îl neagă. Am citit în CV-uri, nu spun că de scriitori, ca să nu fac neamici, eu n-am fost niciodată bun la matematică. Oameni mândrindu-se cu infirmitate, ca să spun așa. Ceea ce e total nenatural. Eu nu mă mândresc cu faptul că nu-s bun nici la tenisul lui Halep, nici la muzică. Bun, am niște infirmități, normal, fiecare om are niște competențe, niște necompetențe. De ce să ne fălim cu faptul că nu suntem buni la fizică, chimie, matematică? Așa cum poți fi un bun pictor și nu poți fi la fel de bun poet. Tot la fel de bine poți fi un scriitor bun și mai puțin bun matematician. Dar cum foarte bine ați precizat, știința este partea culturii. Este partea culturii, ne influențează în fiecare moment. Da. Inclusiv matematica. O emisiune întreagă vă pot demonstra lucrul ăsta. Și avem nevoie de ea. Avem nevoie să raționăm corect. Cred că am mai spus-o asta, nu știu dacă în emisiunile noastre sau în altă parte. Pentru mușchi avem tot felul de fiare, terenuri de sport. Pentru minte ce avem? Avem telefonul acela pe care la un moment dat ne vom... Ne amorțește. Exact, mai mult neantrena decât antrena. Avem nevoie de un antrenament pentru minte. Și asta nu o spun eu, în toată lumea e nevoie de asta. Nu, în România, Doamne ferește. Evoluția... cum să spun, gradul de inteligență a umanității descrește. Am citit asta în mai multe locuri. E un fel de a merge la sală, apropo de exact. Știți, la modă, mergi la sală. E bun, eu fac matematică, deci merg, și se poate duc face creierul la sală. Se poate face în joacă, încât să ne placă. Da. Vor fi mai multe articole, cel puțin unul va apărea în august, a unui amic, iarăși, Iurai Hroncovici, profesor universitar la Zurich, care vorbește de cum ar trebui și cum fac ei acolo, experimental deja, noi tipuri de manuale, noi tipuri de lecții, încât să ne placă, să placă elevilor matematica. Și să aibă note mai mari decât la geografie, istorie, în medie, decât la celelalte. Deci se poate, vreau să spun. Da, nu întâmplător să vorbește de introducerea eventuală și a șahului în școală,
tot ca un exercițiu al minții, e o variantă... Aici e o explicație sociologică de-a dreptul. Șahul are niște personalități șahiști care au impus șahul în școală. Eu sunt gelos pe ideea aceasta. Șahul are niște limitări. Da. Cultivă memorie, da, discutăm și memorie, sunt, răbdare, și evident. Eu sunt avocatul șahistului. Eu sunt al matematicii și de ce nu al go-ului? Al go-ului care are în plus față de șah. Are ce are șahul și încă ceva. Dar nu are niște bătrâni care să facă propagandă. Măcar să se practice șahul. Măcar să se practice șahul, fără îndoială. E deja un pas. Domnule academician, timpul acordat a tocmai expirat. Tocmai acum când începusem, da. Așa se întâmplă. Eu remarc încă o dată că există Curtea de la Argeș și o mai arătăm o dată această revistă. Amintim că pe www.curteadelaargeș.ro cei care au apucat să ne vadă găsesc detalii și toată arhiva revistei și tot ce au scris și urmează să mai scrie și cu pozele color. Savanți la care ați făcut referire, amici de dumneavoastră, nu oricine... A, nu se înțelege că o revistă pentru savanți. Da. Targetul este publicul larg cultivat. Deci nu publicul larg și atât, nu publicul cultivat. Nu e o revistă de nișă. Se dorește peste medie. Deci nu e de popularizare, de vulgarizare, nu e de specialitate. E pentru publicul larg cultivat. Și asta iarăși e un specific al reviștei la care țin. Bun. Vă mulțumesc pentru această participare aici, la Vama Vremii, astăzi, cu acest proiect minunat, Curtea de la Argeș. Suntem deja, spunem noi, 44. Să ne vedem cu bine, cu multe numere înainte. Într-un an și un pic face numărul 50, sărbătorim la Vama Vremii. La Vama Vremii și tot într-o vamă, știu că sunteți în luna august, atunci când veți petrece zilele revistei la Curtea de Argeș. 8 august, ziua revistei, cu două întâmplări, un festival de carte. Se vor lansa multe cărți cu originele în rubricile revistei, nu numai, dar mai ales. Și, un fel de spectacol, muzică, poezie, diplome, evident, ce se face la aniversarea unei reviste. Bun. Bine că am reușit să ne aducem aminte pe ultima 100 de metri și de acest eveniment. Stimați telespectatori, așadar, notați că pe 8 august puteți ajunge la Curtea de Argeș pentru a petrece alături de domnul academician Păun și echipa domniei sale zilele revistei Curtea de la Argeș. Întâmplător sau nu, odată cu zilele orașului regal, Curtea de Argeș. Nu e întâmplător. E chiar prima zi din zilele orașului. Bun. Asta e. Vă mulțumim. Eu vă mulțumesc. Pe data viitoare la Vama Vremii.